noastră tare ocupată cu filmările la Te Cunosc de Undeva, unde s-a descurcat extraordinar, drept pentru care a intrat în finala de săptămâna viitoare. Am intrat. Cum a fost toată experiența asta, toată nebunia asta? Mi-aduc aminte că ne-am văzut la început, chiar atunci când ați început filmările și erai destul de speriat atunci, mai ales de personajele și de piesele cântate în limba engleză. Da, eram foarte, foarte stresată, dar stând că va fi o provocare cu limba engleză, deci eu am cântat în 5 limbi acolo. Am cântat mai multe. Da, a fost foarte bună. Bine, cred că mi-am descurcat. Unele personaje au ieșit, alții nu. Asta e normal. Este un show de divertisment. Care a fost cel mai greu personaj de întruchipat la Te Cunosc de Undeva? De care ți-a fost cel mai teamă? Cel mai teamă a fost Whitney Houston. Whitney. Fiindcă știam, dacă era, cum să zic, dacă le primeam mai încolo, era foarte, adică era a fost unul dintre personajele de la început. Da, exact. Mi-aduc aminte, am văzut emisia respectivă și mi-aduc aminte că Ozana Barabancea te-a lăudat pentru modul în care a interpretat piesa și te-a încurajat în același timp. Da, tot mai, de asta zic că dacă le primeam mai încolo, era foarte bine, puteam să le fac mult mai bine. A fost și personajul lui Delia, în care a dansat foarte mult, a fost foarte greu. Au fost mai multe chiar, dar în schimb, Matilda Pascal cu Jocarița a fost foarte tare, mie mi-a plăcut la nebunie. Asta a fost preferat, personajul meu preferat, da. Cred că și dumneai s-a distrat copios. O salutăm și noi pe doamna Matilda. Ce ai învățat din toată experiența asta? Ai crescut ca și artist? Te-ai îmbogățit cu Măi, ceva? Eu fiind cantareasă de muzică latino, mi-a fost un pic mai dificil, pentru că nu cant muzica cover pe stilul acesta. Uh-huh. Și atunci mi-am dat seama că pot să fac și altceva. Adică mi-am descoperit. Tot, Ozana, mă întorc la interpretarea ta cu Whitney Houston și mi-aduc aminte că tot Ozana îți recomanda atunci și te încuraja să repeți piesele de genul ăsta pe care ai putea să ți le introduci ulterior în repertoriul tău în spectacol. Da, problema lucru este la care tu nu te gândisei până atunci. Exact. Pentru că tu erai focusată pe muzica asta latină. Ai spus, doamne, eu sunt de acolo, eu asta când știu latină, doar asta fac. Au dat un personaj acolo, aoleo, ce troasnii au făcut. A fost. Da, exact, domnule, dar fiind cantareasă, muzica latină asta nu mi se cere. Mi se cere tot timpul vara, da, soare, plaja, singura, Cuba. Acum e fi singura cântăreață de muzică latino din România care va cânta piesele doamnei Matilda Pascal cu Jocărița în concert, nu? Cum să nu, bineînțeles. Da. Ai mai repeta experiența? Da. Serios? Cu mare drag, da. Bine, da. Acum trebuie e să... E greu, dar a fost foarte tare, da. Trebuie să fii sinceră, Biu, și să recunoști că și noi te-am ajutat. Asta pentru că în primele ediții de Star Matinal de Weekend, exact, noi te-am învățat să joci horă, exact, să joci o sârbă, să cânti trandafir de la Moldova, nu? Mulțumesc, frumos. Deci dacă e să câștigi marele premiu, te rugăm să iei trofeul, să spui mulțumesc tare mult prietenilor mei, Nastrin și Raru de la Star Matinal de Weekend. O să zic. Ai emoții? Da, păi, în fiecare ediție. Nu foarte mult, că de ea eram acea obișnuită, dar în finala, da, mare emoție. Mare emoție, e normal. E cruntă. Da, e. Și ce mai face fata ta, Biu? Foarte bine, mulțumesc frumos. Când o aduci în România să o cunoaștem și noi? Suntem, cum se zice, în toate demersurile. Aha. Și sper să pot să-l aduc în vacanță, da. Și eu. Vara aceasta? Da. Mai vom vedea. Dar promit că vii cu ea la noi în platou. Am promis, dar... Ai mi-ai promis? Ce planuri ai pentru vara asta? Pe lângă și spune-mi de fata ta dacă reușit să vadă momentele de la Te Cunosc. Da, și aduc acum toate. Le-au văzut de aia pe internet. Dar eu aduc acum tot mai multe. Da. Foarte tare. Ce planuri aveți pentru vara asta? Cum în vara mă duc la mare să cant acolo. Am prins un contract foarte bun acolo la mare, la Eforie Nord, ne vedem acolo. Uh-huh. Și plec în Cuba acum, în zilele următoare. Voi fi acolo lună și ceva un pic. O lună și ceva? Da, păi trebuie să fiu cu fata mea, îți dai seama. Și după aia... Pe urmă veniți împreună în țară. Așa ne gândim, acum vom vedea. Dar ține, ea-și dorește să vină aici? Să da, în vacanță doriste, da. Ea parcă n-a fost niciodată până acum în România, nu?
Trebuie să vină neapărat, mai ales că bă, mama e acum super vedetă după ce a participat și la Te care super vedetă, normal. Hai mă, că vă urmărește o țară întreagă. Și noi suntem mândri de tine. Uite că ai ajuns să cânti și muzică populară românească. Da. Mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu pentru invitație. Să ne vedem cu bine. Te pupăm. Mulțumesc și eu. Noi mergem mai departe acum.